Bună dimineața, prieteni! Bine v-am regăsit! S-a făcut un pic și de ziua afară, da? Băut cafeiu, venit înapoi în bibliotecă. Nu luați în seamă ce pe aici, că e dezordine, că uneori mai dorm aici. Mie îmi place așa să dorm la un 16-17 grade cu geamurile deschise, în timp ce ai mers la 21 de grade și acolo stau un pic mai greu. Și am testat și m-am uitat, ba pe presă, ba pe cărți, ba... Știi, au apărut o grămadă de cărți acum și pur și simplu ai simți nevoia să ai vreo bă, măcar trei perechi de ochi, măcar trei creiere, să citești șase cărți odată, tri cărți odată, știi să ai și multe mâini și să fii un fel de zeitate de aia indiană care se uită, are un fel de caracatiță de aia umană care, care poate să citească mai mult. Cărți au apărut incredibil de faine. Incredibil de faine. Generația asta, care e acum la 14, 15, 16 ani, dacă punem mâna pe carte, va fi o generație, probabil, renașterea să mai fie, să mai poată fi comparabilă cu ce se naște acum dacă punem mâna pe carte. Dacă nu punem mâna pe carte, o să fie iar o ignoranță globală și așa mai departe. Așa că, prima dată vorbim despre oamenii. Am văzut un tip foarte fain, 22 de ani în Teleorman, într-un sătuc, da? preot. m au făcut un lucru extraordinar. Au făcut acel lucru pe care școala îl făcea înainte și de câteva secole l-o uitat. Adică se îngrijește de educația copiilor. Nu neapărat se aducă la biserică să le spună doar, doar povești din Biblie, ci pur și simplu, eu nu știu cum să-i zic, omul ăsta de 22 de ani da, a sistematizat solidaritatea. Asta mi se pare senzațional. Da, adică, eu chema pe copii, eu chema pe, pe, pe Enorea și o zi, mă, copii, voi ce ați avea nevoie pentru începerea școlii? Păi, uite, scrieți fiecare pe un bilet ce îți lipsește. mie îmi lipsește un ghiozdan, mie îmi lipsește o pereche de papuci, mie îmi lipsește un pulover, mie, 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 cărți. Și când au venit în oriașii, au zis, băieți, aici sunt niște uh, uh, dorințe ale copiilor care vin de la voi de acasă. Luați fiecare câte un bilețel, cum vreți voi, și dacă vreți să donați, donați, dacă nu, nu, dar măcar hai să facem o încercare. Și copiii au primit ce și-au dorit. Adică uh, suportul ăla să meargă la școală. Uite, vezi, asta mi se pare o chestie senzațională. Omul ăsta vine dintr-o familie de preoți. Și bunicului și, și uh, tatălui au fost preoți. Ortodoxi. În Teleorman. Da? Despre care Teleorman s-a spus până acum doar uh, cu, cu punctul negru în față. Uh, eu nu cred că l-a luat tatălui preotul să-i zică, uite, așa trebuie să faci, dacă cumva te faci preot să faci așa, așa, așa. Nu, nu, nu. A luat exemplu din ce a făcut tatălui. Înțelegi? Că nu i-o zis, că să vezi că fără suma lui Gauss nu poți să vorbi oamenilor, fără uh, lucea Pederos nu poți vorbi oamenilor, nu. Ci exemplu ăla extraordinar care se, se distilează în tine fără să-ți dai seama. Uite, de exemplu, eu, și, eu țin și acum aminte când făceam gardul acasă, era în Lazau, era așa cum era și aveam vreo 11-12 ani. Și țin minte că îl ajutam pe tata, ci că îl ajutam. Era o idee acolo să ține stâlpul ăsta, pune-l drept, nu uite acum pune, nu știu ce de la să stea drept, dreptarul sau nu știu cum se numește, că foarte mult nu l-am ajutat. Dar mi minte și acum când zicea, bă, când lucrează oamenii, nu stai cu mâna în buzunare. E cel mai urât gest. Și atunci, și dacă nu ajutam, trebuia să stau, să fac ceva cu mine. Și atunci țineai un stâlp, mai aduceai o scândură, mai aduceai ceva, să nu stai cu mâna, cu mâna în jăbă. Nu stai cu mâna în buzunar când alții lucrează. Și am rămas în căpățână, atâta știu eu, de la 11-12 ani. Plus povești nemuritoare și două, trei poezii de alea foarte faine. Începusem, atunci l-am găsit pe, pe uh, François Vion și eram fascinat de faptul că, wow, dar cum poate să scrie omul ăsta și fie ce, traduceri faine. Bun. Uh, poți ajuta și tu. Da? Poți trimite în teleorman sau poți, nu știu, eu pun aici felul în care îl poți contacta pe preotul ăsta tânăr. Mie îmi place la nebunie faptul că, că, se naște generația aia care ne dă un șut în funduleț. Nouă generației ăstea care am făcut ce am putut, am confundat democrația cu vegeta din Iugoslavia, cu rulmenții vânduți în Ungaria sau cu aurul de 14 carate și cu blugii luați din, din, din Turcia. Așa am știut noi să facem. Acum șansa noastră este să fim dați la o parte. Bun. Merge mai încolo după cărți, acum o să iau. Ai <coughs> mei dorm. Acum îi... Cât e ceasul? 6 și un sfert. Da, ai mei dorm. O să iau eu aparatul ăsta și o să mă duc către cărți să vă arăt o carte foarte, foarte, foarte faină. Sper să o găsesc din prima, că nu m-am pregătit să le pun la rând, să fac frumos spăldace înainte de vânzare. Nu da, am zis să nu luați în seamă dezordinea asta. Mi le până aici, în speranța că într-o zi o să vin. Stai să văd. Unde este? Este ascârțile. No, Mai face de mândra nimeni. nit Asta e cartea, tovarăș. Iugoslavia, pace, război și disoluția lui Ciomski. Asta e o carte foarte faină pentru că îți explică. numai trebuie să știi și cine e Ciomski îți explică uh, uh, și succesul unei unei uh, țări care părea desprinsă pur și simplu de, de, de capcana uh, comunistă și îți uh, explică și cum a ajuns pur și simplu la uh, disoluție. Stai că mă duc să o iau așa. Da? Pur, de unde până unde, uh, premianții ăștia extraordinari Tito, Sârbi, stai să mai ne uitam la Sârbi, băi, era partea aia americanizată, era acea Americă extraordinară din lagărul comunist. Da? Îți explic mințenii. Știi, și vine Chomsky <coughs> și cu o serie de interviuri extraordinare îți vorbește despre turbulentul teritoriu ex-Iugoslav. -Iugos Acum, Iugoslavia așa cum am zis, era o scenă aparte în, în comunism. Dacă vrei, într-adevăr, să vezi partea americană, în ghilimele mari, din Iugoslavia, de dinainte de 89, de dinainte de 91, de 95, de cât vrei tu, din anii 80, te uiți pe, pe, pe YouTube la Lepa Are acolo Jive la Iugoslavia. Tu dacă vrei să asculti melodia și să vezi atmosfera, da? uite-te mai, la mai multe clipuri, dai numai Iugoslavia. Jivele la Iugoslavia. Era un fel de im al modernității Iugoslave. Amintește-ți că noi ne uitam la Iugoslavia ca la felul 16. E adevărat, erau o grămadă de bani americani, americani băgați acolo. Fondurile pentru Iugoslavia venite din Statele Unite erau mai mari decât uh, în toate fondurile uh, date prin uh, USAID Africa, prin uh, Știi că americanii aveau o grămadă de, de bani băgați în Africa pentru modernizare, pentru influență, pentru etc. Așa era geopolitica atunci, așa e și acum. Și erau mai mulți bani băgați în, în Iugoslavia decât în, decât în toată Africa. Iugoslavia a reacționat imediat prin niște, prin niște senzori pe care noi nu-i pricepeam atunci. Gândește că ei mergeau în anii 80 să lucreze în străinătate. Da? Comunismul lor era un comunism nu știu cum să-i zici. Iugoslavia în perioada aia, era și Suedia lagărului comunist, era și America lagărului comunist. Adică te duceai la, la Timișoara pe Oser să-ți cumperi bruci pentru că se aduceau din Iugoslavia. Te duceai să-ți cumperi de la mâncare până la condimente, până la aparatură japoneză pentru că se aducea din Iugoslavia. Și <coughs> Chomsky vine și îți face un fel de uh, istorie a ultimilor 100 de ani, ultimul secol. Bă, cum s-a făcut Iugoslavia? De unde până unde, uh, uh, când uh, Wilson vorbea despre autodeterminarea popoarelor, uh, ai făcut un regat al sârbilor, croaților, slovenilor, păi alea erau popoare separate. Adică, unde era autodeterminarea? La fel s-a întâmplat și cu Cehoslovacia, da, făcut așa, în 1918, când te gândeai că Cehia și Slovacia, da, sunt două țări, sunt cehii și slovacii sunt două, două popoare, de unde până unde autodeterminare? Că autodeterminarea era să fie fiecare separat. La asta s-a ajuns. <coughs> Iugoslavia a fost o țară în care nimeni nu gândea pe, în limba celuilalt. Nici slovenii, nici croații, nici sârbii, cu atât mai puțin Bosniaci, etc., 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 etc. Bun. Ce explică uh, Chomsky aici? Că în momentul în care ai pus presiune și ai bulversat, ai dinamitat diversitatea pe care până acum te bazai ca să faci Iugoslavie model pentru celelalte țări, în momentul în când ai dinamitat asta, ai răcuit câinii războiului, i-ai hârit, i-ai băgat bățul prin gard. Și popoarele au reacționat. Milosevici vine, da, și face un, unește între ghilimele, adică Forțat. <coughs> un fel de unire în pas de defilare din 91 începe o, o criză turbată, identitară în Iugoslavia, venită din ambiția centrului de a uniformiza, de a fi stăpân absolut. Până atunci, Iugoslavia era, mai țineți minte, RSFI, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Milosevic vine și impune tot felul de nebuni centralist-identitare da, pentru că totuși era federație, dar ambiția lui era, băi, noi sârbii suntem aici și voi ăia erați. Da? Biserica ortodoxă și restul, așa, mai pe margine. Reacționează Croații, război devastator. Reacționează Slovenii, războiul de cinci zile. Bosnia reacționează și acolo este o grozăvie. E îngrozitor ce s-a întâmplat și acolo și în Croația și peste tot. Da? Uh, Kosovo reacționează. Gândiți-vă că uh, Kosovo uh, a existat ca problemă politică și după geopolitică globală în momentul în care Milosevic vine și spune băi, interzice în limba albaneză uh, într-o provincie în care 92% erau albanezi, vorbim de Kosovo, și gata cu universitatea voastră. Adică uh, lumea reacționează când încep să te atingi de identitate. I-ai luat salamul, i-ai luat uh, gazul, i-ai luat curentul, lumea rabdă. În momentul în care vișii îi rupi buletinul doar pentru că tu ai un buletin pe care vrei să-l să bași pe gât, da? e identitatea, atunci se întâmplă grozăviile pe care astăzi le cunoaște în drept războaiele din Iugoslavia. <coughs> Bine, acum trebuie să ții seama că Chomsky este un tip special. Multă lume a văzut că pune citatele lui foarte răcoritoare, un pic așa mai aproape de, de, de truismele alea, ale populismului. Populismul lucrează cu niște truisme răcuritoare. Da? Dar trebuie să știi că el este adeptul anarhosindicalismului. Anarhosindicalismul e o doctrină ciudată. Nu te gândi la anarhie și la sindicat. Ei nu vor anarhosindicaliștii sindicaliștii nu vor și nici n-au chef și știu ce înseamnă un stat socialist. Nu, ei zic, bă, noi nu vrem state socialiste, nu vrem state comuniste, pentru că știm că în momentul în care statul vine și, și donează puterea muncitorilor, se vor crea noi elite care ne vor cocoșa și ne vor cocoși și ne vor uh, bulu, -bulu ne, ne s-ar fulgi. Da? Ne cur lacrimi din buric. Ei vor așa. doamne, noi să fim organizați și, într-un stat capitalist, să impunem niște norme care să ne valideze, practic, toată munca și să o rentabilizeze. Acum, sigur că anarhosindicalismul, așa când, când auzi anarhosindicalism, sunt două, două concepte care, știi, când le pui la împreună, te gândești numai la bombe și gloanțe și prostii de astea. Nu sunt adeptul anarhosindicalismului există într-adevăr o, o, ambiție și eu zic că etică de a coafa, de a trage un pic de mânecă uh, capitalismul ăsta sălbatic, da? Uh, profitabilitatea statistică, uh, felul în care corporațiile devin mai puternice, tot statistic, da? vorbim de bănuți, da? decât uh, majoritatea țărilor din lume, dar ăsta s-ar putea să fie un mers normal. Probabil singura modalitate prin care capitalismul va putea să, să, fie acceptat și de oamenii care nu fac parte din cei 1% care au atâtea averi în lume, ar fi o parte etică și partea etică, cum cum-a vine la un tip care numai etic n-a fost în declarațiile lui, da, domnule, să munciți, să nu, vreau, nu vreau să beți cafea, nu vreau până la epuizare, Jeff Bezos, care ce la un moment dat, cred că productivitatea ar crește dacă, dacă, am avea 4 zile de muncă și atunci oamenii ar, mun ar munci. Nu, no, cât ai de muncit? 8 ore. Păi eu vreau 8 ore, nu că ești la țigară, ieși la cafea, ești la un solitar. Dar 8 ore vreau muncă, 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 muncă. Da? Și 3 zile te relaxezi, petreci cu familia, etc. Era un fel de, de reconsiderare sau un fel de, de copy-paste după acel program american 8 plus 8 plus 8. 8 ore de muncă, 8 ore de somn, 8 ore cu familia. Mă rog, dar asta e important. O carte ca asta, să știi că și despre România și despre toate țările din est. Chomsky, când scrie despre Iugoslavia, despre îți arată uh, cauzele. Nu este despre efecte. Efectele le cunoaștem toți sau nu le cunoaștem. Uite un efect din octombrie 93. din octombrie 1993 până în ianuarie 1995, deci un an și vreo patru luni prețurile în Iugoslavia a sfârtecată pur și simplu de ambițiile unui tâmpit ca Miloșevici, da? au crescut de, atenție, 5 vadrilioane de ori. Deci un preț a crescut de 5 și după 5 ora urmează 15 zerouri de ori. Nu, nu putem să, să, gândim logic ce e asta, da? Asta nu apare în Cărțile lui Miloșević. În Cărțile lui Miloșević, în, în, în interviurile lui Miloșević, îți apar cauzele profunde. Există o îndatorare, dacă vrei, identitară pe, pe care țările alea unite cu Iugoslavia, mă rog, unite sub numele de Iugoslavia 918, au împrumutat Beogradul da? să fie gestionarul noilor identități. Dar noile astea identități erau cumva coafate. Tito, dincolo de a fi un comunist deschis la cap, așa cum îl percepem noi, a fost totuși un dictator. Adică ai mișcat în front, cine mișcă, mișcă, mișcă. Știi? Și, și frumusețea cărții, interviurilor lui, lui Chomsky, este că nu se ferește să spună, uneori, cu simpatie, da? despre aceste cauze. Pentru că atunci când când vorbim despre Iugoslavia, se întâmplă așa o, un fel de despărțire a apelor. Devenim, ad, devenim uh, mercenarii uh, dihotomiei. Da? Uh, Dom'le, ori erau, păi, ce fain era în Iugoslavia, uite Tito ce deschis era, ori mergem pe, păi, dracu' se ia, n-avea niciun sens, e o porcărie Iugoslavia, așa mai departe. Nu, nu, calea de mijloc este să înțelegi cauzele, da? Ca să-ți dai seama cum poți să, să pui rând la rând, în rânduială, cum ar veni Așa ardelenește uh, efectele. Și efectele le vezi și astăzi. Uh, după războiul, războaiele devastatoare, Slovenia este premianta estului. Wow! În Croația se face, probabil, cel mai de calitate turism. Uh, Kosovo, cu ambițiile ei uh, uh, independentiste, a trecut printr-o perioadă îngrozitoare, 40% șomaj, la un moment dat aveau uh, independente, da? o singură o chestie independentă, fabrica de bere, când rest, curentul de la Beograd, gazul de la Beograd, totul venea de la Beograd. Da? Vorbim despre o Iugoslavie care începe să-și revină, Iugoslavie, puneți în ghilimele, da? Țările care formau Iugoslavia încep să-și revină după războiul ăsta devastator și încep să-și regăsească liniștea. Ok, gata, am rezolvat cu, cu uh, diversitatea, am rezolvat-o și cu identitatea, băieți ce trebuie să facem? Păi, eu vreau să fac turismul. Da, zice Croația. Slovenia aici, băi, am fost premiantă și pe vremea Iugoslaviei, eu vreau să fac ce știu, da, industrie, turism, să fiu țara țară mică, ocoșă și, și, faină de vizitat. Bașca faptul că trebuie să tranzitezi dacă vrei să faci ceva economie prin Italia, da. Bosnia încă încearcă să regăsească pentru că nu i-au trecut turbulențele alea identitare, iar sârbii, Sârbii încep și ei să fie cam la nivelul la care eram noi prin 2000-2004. Adică poți să mergi pe autostradă, noi n-aveam. La fiecare a doua, a treia, a patra casă vezi un tractor, noi n-aveam. Da? Sau n-avem nici măcar acum. Și au determinarea extraordinară pe care o vezi și la fotbal. Bă, ăștia rup terenul până în ultima secundă. Ăștia ori pierd cu 10-0, ori te de merfugii. Ceva în genul ăsta se întâmplă și în Serbia acum. Nu mai vorbim de Muntenegru, unde nu e așa, merg ca să faci turism de calitate, la fel ca în, în, în Croația. Și o să vezi și Kosovo, care intră deja în, în, în siajul ăsta, în, în, în coada de cometa Albaniei. O Albanie care își va reveni în 10 ani și va fi probabil ce este astăzi Bulgaria pentru români. Albania va deveni pentru foarte mult din blocul estic și vor veni și aia din vest să bage niște bani într-o Albanie frumoasă cu, o, cu țărm extraordinar la, la, la marea foarte faină. Dar bașca faptul că din, merg din Saranda, din Albania, 40 de km e plecat cu barca, cu o șalupă, până în Corfu. Adică discutăm încet, încet despre o reglare de conturi în tot ce înseamnă spațiul ăsta balcanic, extrem de turbulent. Da? economia le rezolvă pe toate. Da? După ce ai trecut de, de, febra aia, de puseul de febră identitar, o să vezi că economia e importantă și o să vezi că nu mai contează dacă e bună ziua, dobro iutro, ionopot, guten tag, etc., etc., pentru că tu vrei să fii turist, tu vrei să fii om de afaceri, tu vrei să fii muncitor, tu vrei să fii cercetător și aici deja discutăm despre competențe. Asta e o carte foarte faină. Vă mai spun încă o dată, musai musai să -o, -o, o cumpărați când, când puteți. Nu e așa de scumpă, nici nu mai știu cât o costă, vreo 50 de lei. Da? Așa, ca să înțelegem că e vorba despre tot spațiul în care și noi suntem prizonieri, premianți, cum ne o fi norocul sau puterea de muncă. A, și am mai apărut o chestie foarte faină la Nemira, Eu am luat-o cu 10 lei, dar nu știu cum s-a întâmplat. Cezar Ivănescu. 111 cele mai frumoase poezii. E bestială. Este bestială. Bestială, bestială, bestială. Vă pupat. Mă duc să mă culc, că deja e... Unde ceasul? Nu știu. Vreo șase jumate, sigur. Pa!